acționari, spune foarte clar în articolul 13, punctul IC, convocarea se realizează prin trei modalități, respectiv prin transmiterea documentului cu confirmare de primire, prin curier expres sau, în cele din urmă, prin fax. Ei bine, deși compania susține că acest document, convocatul, s-a transmis, nu a ajuns nici în posesia noastră, nici în posesia Consiliului Local. Dacă dumneavoastră știți despre această convocare în mod oficial, v-aș ruga să ne spuneți. Probabil că noi nu avem suficiente informații. Ați primit careva dintre dumneavoastră un convocator oficial? Nu convocator, am văzut în Făclia, că sunt un monitor oficial și în... Făclia? Da, și am văzut încă în presă ceva, citind ziarul Făclia. Deci, dumneavoastră, la societate, când se face o ședință, sunteți convocat prin ziar sau vi se spune? Încă o dată, eu spun ce am citit. Am înțeles. Că la voi nu-i valabilia ce treabă. Păi nu că nu-i valabil. Există un act constitutiv al societății care spune care este mecanismul. Acționarii au înțeles la momentul asocierii să își facă notificările prin mecanismul prevăzut în actul constitutiv. Deci nu cred că, dacă în anii precedenți această notificare a fost făcută brusc, actul constitutiv nu mai are nicio valoare juridică pentru acționari și pentru conducerea societății și notificarea se realizează după aprecierea persoanei. Dar eu înțeleg acum de ce ai ajuns să-i se întreb, dar am primit convocator. Care e problema? Deci poziția noastră a executivului este următoarea. Pentru ședința din data de 30, pentru adunarea generală ordinară din data de 30 respectiv, dacă nu sunt îndeplinite condițiile de legalitate pentru ședința din 31, votul nostru este, sau propunerea de vot, este de a se vota împotriva tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi. Iar argumentele sunt printre cele care vi le-am spus aici și celelalte legate de faptul că nu există niciun document transmis către Consiliul Local care acest legislativ să poată emite un mandat special pentru reprezentantul în Adunarea Generală. Adică, din aceleași informații neoficiale, știm că este vorba despre descărcarea de gestiune a administratorilor, despre bugetul de venituri și cheltuieli, despre repartizarea profitului la bugetul local. Apropo, nici nu știm care e profitul care se repartizează. Pe de altă parte, știți prea bine că la celelalte două societăți pe care dumneavoastră le aveți în subordine, ați văzut documentele, ați știut despre ce e vorba și probabil că ați dat mandatul în cunoștință de cauză. Deci, atâta vreme cât nu am fost convocați potrivit actului constitutiv, repet, atâta vreme cât nu s-a transmis niciun material ca să știm ce discutăm, ce măsuri luăm, propunerea noastră este de vot împotrivă. Este aici, astăzi n-ați primit niciun material aici la primărie, în data de astăzi, la ora asta, n-ați primit niciun material? Nu, domnul. Și până la sfârșitul lunii, nu e valabil timpul încă să mai primiți materialul dacă e în 30? Deci mandatul reprezentantul AK, dar trebuie să meargă cu un mandat. Cum merge? Care să-i spunem cum să voteze. Să-l puternice, cum să voteze. Atâta timp cât nu există niciun material, deși de la Comisia 1, pot să spun că s-au solicitat în nenumărate rânduri, chiar de câte domnul președinte Bon ar fi iertat, documente nu au fost primite. Și atunci... Dar s-ar putea să apară între timp... convocatorul sau ce cere. 30 zile înainte. Hai, nu spune mie că atunci când mergeați voi cu mandat la Agro Transilvania sau la Eco Metropolitan sau că nu știu ce, veneau cu 30 de zile înainte. Da, veneau. Doi la mână. Pentru ședință ordinară domnesc asta. Nu, pentru extraordinar. Extraordinar. Pentru că mandatul trebuie... Lasă-mă. Ce pot să vorbesc aici? Consiliere la extraordinară primesc materiale cu 3 zile înainte. La ordinară cu 5 zile înainte. Atunci,
De ce să interpretăm faptul că dacă nu s-a trimis conform statutul 30 de zile înainte, mandatăm pe cineva, că așa ceva n-am pomenit, domnule, să voteze împotriva. Domnul Bicheș, dumneavoastră puteți vota pentru. Deci nimeni nu oprește. Nu, domnule, eu vorbesc că proiectul de hotărâre spune mandat special pentru reprezentantul Consiliului Local în AGA, la compania de apă, să voteze împotriva. Corect. Pentru că dumneavoastră aveți... Vot împotrivă, domnule. Aveți capacitatea de cală. Avem un președinte aici. Acum ce spui de jignești. Înseamnă că tu știi rezultatul votului și că noi votăm de fapt de ablela. Că știi că o să fie mandat. Asta e aranjament. Asta nu e mai corect ce se întâmplă. Ce aranjament? Păi și vorba când tu știi că ți-ai tot mult. Lasă-l să-și spun. Vorbim toți doar aici. Vezi că nu știu ce fac. Deci eu asta vreau să spun. Da. În momentul în care mandatezi reprezentantul să voteze împotrivă, da, e clar că nu duce spre o bună desfășurare a companiei de apă. Compania de apă știe că începe o pasul 2 să atragă din nou fonduri europene. Nu știu dacă este ok. Din ce îmi spuneați de asta că aveți nu știu pe ce surse, ce ar conține acea adunare generală de descărcare de gestiune, de punerea unor bilanțuri pentru Ministerul de Finanțe, care sunt date limită până în 31 mai, din ce știu eu. S-ar putea să perturbăm activitatea companiei. Numai pentru faptul că nu s-au trimis în 30 de zile, venim și mandatăm pe cineva. Domnul Crișan, dacă chiar mă tot întreb, trebuie să-ți faci ședință singură aici, da? Deci te rog să nu mă întreb. Dar te rog frumos să nu mă întreb. Da, dar te rog să nu mă întreb, domnul. Că în momentul în care încerc să vorbesc, dar trebuie și mă întreb. Păstrăm un cadru oficial, ne respectăm. Corect. Dar atunci respectăm. Nu strigăm nimic. Domnule, uite în continuu, mă intri polemic și mine. Lasă-mă, domnule, să termin ce am spus. Terminați. Da? Deci asta vă spun. Nu ne putem juca, pentru că aici sunt fonduri. S-au primit și pe primul pas. S-ar putea să greșim. Și acum, ca să fac așa și o glumă, eu ne știți poate că, de exemplu, dacă ședința AGA, companie de apă, zicem așa, director general și prezintă demisia. Va vota și pentru aia împotrivă, doamna asta, reprezentantă. Care e ordinea de zi? Dar de unde știți? Dacă ați zis că nu știți care e ordinea de zi. Ba da, știu. Nu, a zis așa că nu știți, că nu vi s-o trimis, nu vi s-o trimis. Informativ. Păi poate în presă o omis să spună chestia asta și va apărea tot mai în ședință. Suntem în derizor. Eu parcă simt aici că ceva de să mandatez un reprezentant al Consiliului Local în AGA să voteze împotrivă, se pare... Se pare că a început campania electorală mai devreme. Acum am terminat, pot să vorbesc. Mulțumesc. Dar ce să votați pentru domnul Bichiș? Care nu intrați în polemică. Care sunt măsurile care trebuie să le aprobăm? Că nu știm. Care sunt documentele care trebuie să le aprobăm? Domnul, s-ar putea să apară. Zic și eu. Totuși, într-adevăr, pentru ordinea de zi, da, care sunt documentele? Și am aflat din presă. Aia e discuția, nu ne-am primit. Deci nu s-au primit. Nu s-au primit. Și atunci, doamnă, nu ne-am primit în contradictoriu. Adică noi ne opunem direct. E o chestie bună. Dar trebuie să o știi, trebuie să o ai la cunoștință. Bun. Trebuie să ai și o discuție. Atunci aș fi atunci, de ce împotriva? Nu împotriva. Acolo poate fi, deci poți să votezi împotriva proiectului de hotărâre sau pentru proiectul de hotărâre? Da, da. Din expunerea și din proiectul de hotărâre, încă e bordit să voteze împotriva tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi. Aici. După aceea, în raportul de specialitate, propunerea senatorului este de a vota împotriva tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi. Da. Dacă este unul că micșorează prețul apă. Da. Dar trebuie să știi. Da. E vorba de a fi aduse la cunoștință nouă acționarilor sau reprezentanților Institutului Burda despre ce e vorba acolo. Înainte de ședință. Ca să putem, la fel cum repet, okay, la Agro Transilvania, Ecometropolitanul, okay, nu este posibilitate de a anula ședința lui adunarea generală și tot pentru că nu și-au îndeplinit și procedurile și tot. Pentru că mi se pare cel mai ok. O să rog pe domnul avocat care e de specialitate și pregătit să ne spună ce ok, noi trebuie să avem o poziție față de faptul că nu dă raportul, că nu-și dă raportul de activitate, că nu prezintă bilanțul și tot. Sunt de acord. Acum eu vă aduc încă informație ca să o cunoașteți. Compania de apă a înțeles să
conteste votarea de Consiliu 45 din data de 10 martie, pe motivul că ea a fost emisă cu abuz de putere de către dumneavoastră, Consiliul Local. Deci așa hotărâre se referea la exercitarea prerogativelor de informare și de controlare a acționarului municipiului Turda asupra companiei. Ei bine, compania a înțeles să nu transmită documentele pentru că acționarul municipiului Turda nu beneficiază de acest drept. Dimpotrivă, a înțeles să conteste această hotărâre și să spună printre motivele din plângere că Consiliul Local nu exercită prerogative de gestionare de servicii publice pentru... Exact așa spunea și fostul director Sapălu. Exact așa spunea în ședința din 2012, când i-a cerut exact același lucru. Nu este competența Consiliului Local. Exact așa spunea. De judecăm cu de măsură diferită. Eu vă spun doar în ce situație ne aflăm. Adică un... o conducere executivă împreună cu Consiliul de Administrație atacă decizia acționarului. Ok, e regulă. Domnul Cușan, și eu aș vrea să spun ceva. Vrei să mă lași, domnul? Da. Da. Sincer, și mie mi se pare un abuz din partea noastră să delegăm pe doamna Dujo să voteze împotriva ordine de zi, așa cum a spus colegii noștri. Deci, mi se pare un abuz. De ce să nu fim informat? Probabil că e o proastă comunicare. Mai spun ceva. Iar mergem pe suspiciuni rezonabile. Ne suspiciim unii pe alții. Nu mi se pare corect. De ce nu se poate stabili o comunicare cu domnul director, care eu îl știu că e deschis și întotdeauna dă toate informațiile necesare? Cred că e vorba mai mult de o comunicare defectuoasă. Iar noi, consilierii, suntem prinși la mijloc în această comunicare. Deci nu mă puțin, două minute la Lucian, Lucian mă lași să termin. Deci nu pot eu, consilier, să votez un lucru așa, care mie mi se pare o exagerare. Deci, trebuie să avem o dată, să stăm de vorbă, să cunoaștem punctul de vedere al directorului sau al reprezentantului sau așa mai departe, care trebuie să facă această informare și de-abia pe urmă ne puteți cere nouă un vot să fim de acord ca doamna Bujor să voteze împotriva. Tot respect, consilier. Nelămurirea mea și totuși întrebarea care trebuie să persiste. Ce votați pentru? Sau care sunt măsurile care le aprobați pentru funcționarea companiei de apă? Le cunoaștem, știm materialele. Domnul Crișan, sunt de acord că avem nevoie de informare. Sunt de acord. Dar noi, consilieri, în lipsa de informare, nu putem să delegăm o persoană care să spună, să ne reprezinte pe noi toți și să spună, domnule, votez împotrivă. Deci asta mi se pare o... Nu știu, un abuz, ăsta-i cuvântul care eu îl folosesc. Doamna consilier, dacă îmi permiteți. Deci, după cum am mai spus și câteva adres anterior, sunt președinte Consiliului de Administrație la compania de apă Someș Cluj, care este, cred că, de 10 ori mai mare ca și compania de apă. Acolo, acea structură, acționarea principală, secundară, cu procente și tot. Nu există ședință Consiliul de Administrație, să nu fie trimis raport către toți acționari. Nu există deciziile, nu există planul managerial, nu există aprobarea de buget să nu se trimită. Atâta timp cât Turda deține 45%, mi se pare super corect să fie informat acționarul. Noi, atâta timp cât nu avem de 3 ani de zile nici un raport din funcționarea companiei de apă. De altă parte, scumpim apa, scumpim apa. Apa o scumpim pentru că angajăm prea mulți. Acolo e problema. De-aia scumpim apa. Bun? Dacă noi angajăm acolo și noi ne-am legat către Comunitatea Europeană să aducem firma într-un procid de 3%, păi eu dacă am 2000 de angajați, normal că trebuie să scumpesc produsul final ca să scuiesc până la 3%.
Gata? Pot să răspund? Domnului, sunt de acord cu dumneavoastră. Și e normal că trebuie să fie tot. Deci, în primul rând, noi, consilierii, trebuie să fim informați. De ce m-am supărat și pe doamna director de la teatru? Pentru că n-am avut informare și nici în ziua de astăzi nu avem. Aveți perfectă dreptate. Trebuie să fim informați. Eu nu spun că nu avem nevoie de informare. Dar, pe de altă parte, nici nu putem să fim de acord ca în lipsa informării să delegăm o persoană care să ne reprezinte și să voteze absolut împotriva ordinii de zi. Asta mi se pare, și repet, cuvântul abuz. Dar vă întreb acum, spunea domnul Mică de 3 ani. Păi am așteptat 3 ani să constatăm. Asta nu cer eu nicio explicație. Am dat numai un exemplu care l-am auzit aici. Doi. Dacă într-adevăr de acea natură e importanța investiției care se face la și putem crea, putem vorba aia perturba toată documentarea și tot ce se face acum pentru aprobările finale și am înțeles că îs în totalitate să fie aprobate. Nu putem să cerem acum efectiv, cum spus și colegul Mică, amânarea sau de așa natură încât să, în regim de audiență să se corectează ce nu s-a făcut în astea 30. Profităm acum de treaba asta și gata, am găsit ultima soluție asta cu delegarea unui reprezentant care în final să voteze contra, indiferent să-s bune sau nu-s bune măsurile propuse pentru adunarea generală. Nu putem face treaba asta nici într-un caz. Dacă facem plisit și o facem sub alt scop sau sub alt interes, pedețăm orașul, comunitatea, nu pe noi. Și eu nu vreau să fiu părtaș la un vot de genul ăsta. Votăm pre cineva să voteze contra la toate măsurile care se propun în adunarea generală a acționarilor. Deci trebuie găsit o soluție acum de a amâna sau de, nu știu, cum vrei să o numim, pentru clarificarea situației actuale. La prima ședință, care am înțeles că ședință extraordinară convocată, să fie lămurită și treaba asta. Problema este că acest mandat special pe care dumneavoastră trebuie să-l acordați potrivit articolului 125 din legea 31, trebuie depus cu cel puțin de ore înainte de data de sojurnare ședinței la sediul societății. Adică noi, ca acționari, trebuie să, dumneavoastră ca și autoritate, trebuie să respectați aceste obligații. E vorba despre niște termene. La momentul la care se va desfășura, pentru că ea este totuși convocată, după momentul convocării se va putea discuta dacă ea a fost convocată sau nu legal. Oricum, nu știu care dintre acționarii societății va putea să voteze pentru, întrucât nu dispun de nici un document. De acum, eu vreau să am ultima intervenție. La o propunere. Înainte de a face propunere, vreau să spun că putem fi puși în situația să răspundem pentru faptul că delegăm acest reprezentant în AGA, să voteze împotrivă. Și după cum mi-a spus dumneavoastră, domnule Crișan, sunt de depus de bilanțuri și documente financiare de Ministerul Finanțelor, care de depunerea în platim atrag penalități și amenzi foarte mari, pe care până la urmă nu se le plătească directorul de la compania, de acolo se plătească tot compania. Așa se plătește peste tot. N-am întâlnit că îți plătească o persoană. Dar mă, dacă singurul motiv este că, virgulă, conform statutului companiei sau, mă rog, n-au trimis convocator urmea de zi, în termen de 30 de zile, eu zic că putem trece peste chestiunea asta și astăzi să hotărâm împreună, când suntem aici, să cerem companiei de apă în cel mai scurt timp. Putem fixa, cum am fixat, aberat 5 zile pentru nu știu câte documente, să trimit acest convocator, domnul, dacă ăsta este singurul impediment, că n-au respectat termenul de 30 de zile. Nu acesta este. Astfel, lăsați-mă în să terminăm. V-am spus că e ultima intervenție. V-am spus că e ultima intervenție. Și eu ultima. Deci, ca să trecem peste aceste chestiuni, să nu riscăm și faptul, mai departe, compania este angrenată într-un proiect european cu sume foarte, foarte mari, să cerem acest convocator cu ordinea de zi să ne aparvină în cel mai scurt timp, după care putem să luăm o hotărâre, să delegăm persoana care să ne reprezinte în AGA, să ia hotărâre așa cum trebuie să fie normal. Repet, dacă acesta este singurul motiv, că n-au respectat termenul de 30 de zile, se pare că putem trece. Dacă îmi permiteți, nu acesta este singurul motiv. Dumneavoastră, Consiliul Local, ați aprobat o hotărâre numărul 10, prin care ați solicitat din nou, în mod oficial, informații, hotărâre care a fost atacată de către companie ca fiind cu abuz de putere. Deci,
Este absolut halucinant comportamentul companiei, adică tu soliciți informații și el atacă. Acum, e absolut o chestie nelogică. Cum adică aștept să-ți trimită documente când îți atacă hotărârea pe care tu ai solicitat documente și informații? Spuneți-mi și mie. Am și o întrebare. Da. Deci, abținerea de la vot e considerat vot negativ. Dacă nu se prezintă nimeni. Din partea noastră la 45%. Totuși, iau hotărâri ceilalți 55% în numele nostru. Totuși, și la noi stăt împotrivă, nu iau hotărâri ceilalți 55%. Stimați colegi, suntem emoționat majoritar acolo. Eu n-am vrut și au nu suntem emoționat majoritar. Semnificativ. Principal. Așa. Văd că dumneavoastră stimate colegii știți foarte bine ce lista de investiții a companiei de apă, știți toate proiectele în derulare. Eu dați-mi voie să spun că nu le știu. Informații. Să mă informez, nu din presă, calitate de consilier, așteptam, ascultați-mă, așteptam o dată pe an să vină, exact cum aveți și la TRG, să ne prezintă un raport vis-a-vis de ce se întâmplă acolo. Mai mult nu mi-aduc aminte să fi văzut un buget de venituri și cheltuieli anul acesta și nici în alți ani. Când era să vă rugămintea mea, să vă prezintă, erați consilier. Ascultați-mă, eu nu v-am rugat. Și vă rog, am rugămintea să mă întrerupe și să ne respectăm. Păi inițiați cum vorbiți. În opinia mea, faptul că compania vine în data de 33-a cu o ședință și noi, ca și entitate, nu suntem informați, mi se pare un lucru foarte grav. Poate că se iau decizii, nu știm. Eu, unul personal, nu știu ce decizii se vor lua acolo, pentru că pe surse nu cunosc ordinea de zi. Dar s-ar putea ca comunitatea noastră să aibă și de suferit vis-a-vis de ce decizii se vor lua acolo. Și atunci mi se pare normal ca votul care îl dăm să fie unul negativ din partea reprezentantului nostru. Totuși, aș fi avut pretenția o companie ca și compania de apă să vină să ne prezinte în termenul legal. Nu să cerem noi informații. Cum îți spune? Eu, încă o dată, m-ați întrebat. Dacă noi nu ne prezentăm cu 45%, dumneavoastră spuneți că vor lua decizia de la 55%. Păi și dacă ne prezentăm, tot aia la 55%. Numai puțin. Votul nostru trebuie luat în cunoștință de cauză. Adică, ca o măsură cerebrală rațională. Domnul și ceilalți. Ca o măsură cerebrală și tot. Nu ne puneți să votăm împotriva. Eu vă pun că nu vă pot. Nu, dar ne puneți proiectul de hotărâre. Înscris. Dar ce să votați pe noi? Dacă nu cunoaștem, atunci nu mă prezint. Votul vă aparține. Și eu sunt de acord. Votul vă aparține. Dacă ei era totul vor hotărâ și noi, 45, nu vom fi luați. Încep să cred că totul e pregătit. Dacă spuneți așa că putem să ne abținem, înseamnă că deja v-am mai trebuit. Dar eu nu, deci nu vă, că totul e rezolvat, și indiferent ce vom spune unii sau alții, deja hotărârea e luată. Asta nu-mi place. Vedeți? Lipsa de informare, sunt de acord, domnul Grișan, că avem nevoie de ea. Dar nici situația care ne puneți pe noi consilieri, nu mi se pare. Doamna consilier, mi se pare normal ca operatorul de apă să atace hotărârea dumneavoastră a acționarului pe motive de abuz de putere? Dreptul lui să facă. Pe rezultă că acest proiect de hotărâre e făcut în urma faptului că compania a atacat. Asta e ca un fel de răzbunare. De faptul că a atacat vechea hotărâre. Zic că da. Președintele a Comisia 3, eu cu Comisia 3 să-și pună să votăm. Exact. Să merge pe comisie. Deci, domnul Bugnar, aviz. Eu stau pentru a susține proiectul de hotărâre. Lucia Marții. Sustenit. Sunt potriv. Aole. Andreea, dă. Sunt potriv. Suntem doi împotrivă, abținerea împotrivă și doi împotrivă. La Comisia 3 nu primește aviz. Negativ. Comisia 5. Comisia 5. Împotrivă. Împotrivă Comisia 5. Eu nu sunt de acord cu modul acesta de... Nu sunt împotrivă. Nu, sunt trei și doi. Deci,
Comisia 5 împotrivă. Da. Comisia 4. Da, asta ce impresionează la cineva? Hai să fiecare. Nu fiecare. A, fiecare, da, 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 scrie spre ei cu greu. Comisia 4. Comisia 4. Da, eu Comisia sunt... 5 să-ți termină. Da, am terminat. 3-2. Deci nefavorabil. Da, bineînțeles. Comisia 4. Eu sunt împotrivă. Cine e Comisia 4? Și eu sunt pentru. Sus mâna, sus mâna ca să-i vadă cei din Comisia 4, ca să-l vadă. Sus. A, 3-3, da. 3 și eu sunt împotrivă. Deci înseamnă că e favorabil Comisia 4. Da, comisia 4. 3 și 1. Trece la acolo, dar... Cine e președinte de la Comisia? Eu sunt președinte. Treceți la acolo, dar președinte. 1, 5 și ce? 1 și 2. Comisia 2 a fost. Comisia 1. Și 2 cum e, da. A fost de 2. Favorabil? Da. Comisia 1. Comisia 1 nu a votat. Comisia 1 Comisia 3, vă rog, președintele să scrie despre ce avizezi de loc. Așa se vină. Comisia 3. Vă mulțumesc. Este un exemplar original. De exemplarul original. Păi acum nu ne știu. Ăsta e original. Eu nu este cu eu. Deci câte comisii din 5 sunt favorabile? 2 și 3 sunt favorabile și 2 la nefavorabile. Comisia 3 și comisia 5. Nu, no, da, sau negativ și celălalt. Să asta intră cu ordinară? Ordinară ai tubul, asta. A, dar nu mă uită de înălăgeante. Cum e după? Să-i că trebuie să... 30, ordinarea 31. A noastră e 31, așa că e... Ultima joi din... Da. Și atunci să mai începe săptămâna viitoare. Da, mați, cred că asta trebuie să comunicăm. Mați, comunicare extraordinară. Să se pot unde, dacă se va vota, dacă se... Dar care e caracterul de urgență să convocați pentru acest proiect de extraordinar? Mandatul special trebuie depus cu cel puțin 48 de ore înainte de data adunării. Am înțeles. Aici treceți Comisia 2, președinte, semnat. Favorabil, nefavorabil, să se vadă. Nu să înțelegi. Comisia 2 nu e aici. Nu este. Dacă e semnat aici la Comisia 2, atunci cine și-o permis să semnă? Nu, Păi poți trece tu nefavorabil. Favorabil sau nefavorabil. Că ajunge și poate nu mai ține minte până max, că care comisia da favorabil. N-are importanță. Hai că scrie mai nefavorabil, nu Comisia 2. Părăsim sala? Nu, un pic. Avem rugăminte Comisia 5, fiindcă tot suntem mai multe comisii. Noi de 3 luni cerem o explicație raportată la o sesizare făcută de Rei Cultures. Cum s-au cheltuit banii pentru festivalul de teatru organizat în toamnă la Turda și, în general, bugetul și cheltuirea banilor pe perioada anului trecut. Nici în ziua de azi. Vorbim cu ceilalți. Nici în ziua de astăzi n-am primit un rezultat. S-ar putea ca lucrurile să se agraveze, să fie date în instanță. Noi nu vrem să fim părtați la o treabă în care să spună că refuzăm să dăm un răspuns, indiferent că e negativ. Nu consider, dacă nu dă curs solicitării, să avem de același exemplu ce se întâmplă. Exact. Asta am vrut, tocmai asta am vrut. Trebuie luată și văzut o treabă, pentru că noi am fost atenționați. Domnule, n-ați luat nicio măsură și sunteți complice la... cu doamna directoare pentru faptul că nu dați un răspuns concret. Am cerut și părinea contabilității, doamna Damașchiece de față, pentru că noi nu vrem să fim părtași la un lucru care, o să încă o dată vă spun, s-ar putea să ia o structură de domeniu. Dacă permiteți, execuția bugetară pentru 2015... O dată, motivarea cheltuielilor la organizarea festivalului din toamnă, s-a cerut concret cum s-a plătit, ce s-a plătit. Decidenții în cadrul... Consiliul de administrație, cum e organizat, cum e
cum funcționează, nici noi nu știm cu comisia aceea, n-am ce să-mi spun punctul de vedere, cine decide acolo cum să cheltuiesc banii, în ce măsură, și, în general, cum s-a cheltuit bugetul pe anul 2015 în cadrul activității teatrale. Deci noi nu mai aducem în atenția celorlalte comisii, pentru că această comisie 5, de la începutul anului trecut, am avut, de la începutul anului trecut, am avut probleme. Am invitat-o pe doamna director, a venit, da, exact, 4-11 a fost invitată ca și pur și simplu, până la ora actuală, noi n-am primit niciun răspuns. Și atunci vă întreb, ori cântărim cu aceeași unitate de măsură, ori iarăți un proiect asemănător, ca să se voteze împotriva, exact. Faceți comisiile reunite, cântărarea e asta. Să voteze împotriva ce? Acolo n-au fost deputate, n-au vaca, n-au ce. Exact. Ce este consiliul? Nu să nu fie. Este consiliul. Nu e consiliul. Nu e consiliul. Noi tot îl cerem să ne spună. Nicu Roșu e consiliul de administrație. Și este o tărere și consiliul de administrație. La teatru? Nu e consiliul de administrație. Deci, multe probleme care funcționează ca și casă de cultură. Domnul Corpodean, hai să te luminez un pic. Dacă nu pot da execuția la teatru cu anul trecut, pe să vezi ce e faa noastră, că e 1.800.000 de lei alocat pentru activitatea aia, din care 1.700.000 îți cheltuie de personal. Nu atât. Dacă scazi salariile, care bănesc, sunt ok, le pot subține. Dacă scazi salariile angajaților de la teatru, restul înseamnă teatru pentru musării. Plată la colaborator. Eu am venit în cazul ședinței, să vă bugetul și am spus, dacă eu am zis că ca manager am performanța să cheltuiesc nu 1.600.950.000, și până asta m-am caracterizat că sunt unul din cei mai buni manageri, că vedeți ce economie am făcut, tot o premier și dai 1.800.000, dublu. Pe ce se crede la aia? Atunci să nu cred că răspunsul ăsta care se întârzie nu-i legat de ceva real. Sau mă pui pe mine în situația, că nu știu ce să nu știu. Tocmai atunci, în octombrie, drumul sării, noi am venit din cum așa cum e la comisia 4 în România. Da? Așa e? În octombrie. Noi am presat legea, în decembrie.